Chi Chang învață să tragă cu arcul. În vremuri de demult, pe când oamenii trăiau din ce vânau, arcul era îngrijit și transmis din tată în fiu ca un lucru de mare preț. În acele vremuri trăia Fei Wei, un maestru care dusese la perfecțiune arta trasului cu arcul. Săgețile sale, de o precizie neomenească, deduseră rănaștere la tolbe întregi de povești care înconjuraseră lumea oriunde călcase picior de om. Tot pe atunci trăia și Ci Chang, un tânăr care dorea să ajungă mare trăgător cu arcul. Și a mers Chi la maestru să-l întrebe dacă îl primește, să-i fie învățăcel și dacă vrea să-l îndrume pe această cale, Faye Wei i-a răspuns: Dacă dorești să înveți să tragi la țintă cu arcul, trebuie să deprinzi multe alte îndemânări. Pentru început, ai nevoie de o privire ageră. Când ochii sunt concentrați asupra țintei, nu au voie să clipească. Mergi acasă, exersează această tehnică până o vei stăpâni și întoarce-te la mine numai atunci când te vei simți pregătit. Ajuns înapoi acasă, Ciceang Qi s-a așezat sub războiul de țesut al soției sale. Cu multă răbdare a urmărit zi de zi cum Suveica alerga înainte și înapoi printre firele de ață. Așa se face că la sfârșitul a doi ani încheiați, ochii lui Ciceang Qi nu ar mai fi clipit nici dacă cineva i-ar fi împuns ploapele cu degetul. Plin de nădejde, Chang Qi s-a întors la maestru Fei Wei să-i spună că acum se punea pe deplin pornirea de a clipia ochilor și că era pregătit să învețe arta trasului cu arcul. Fei Wei a ascultat cu atenție, apoi i-a răspuns tânărului discipul. Este bine că acum îți stăpânești clipirea ochilor." Totuși, trebuie să mai cunoști încă ceva pentru a deveni un arcaș desăvârșit. Lucrurile foarte mici, adică acelea peste care ochiul nostru trece cu ușurință și nu le deosebește părțile, pot fi privite ca și cum ar fi lucruri mari. Mergi acasă, deprinde această îndemânare și întoarce-te la mine atunci când o vei stăpâni. Chi Chang s-a întors din nou acasă și a început să se pregătească. A atârnat o furnică de un fir din coama unui cal, iar firul l-a prins în tocul ferestrei. Și tot ce a făcut în următorii trei ani a fost să se uite țintă la furnică. După trei ani, ochii lui au început să vadă furnica din ce în ce mai mare, cât roata carului. Ridicând ochii și privind în jur, a băgat de seamă că și alte obiecte mici păreau acum de mărimea unui munte. Atunci a dat singur seama ce trebuia să facă mai departe. Din cornul unui taur și-a făcut arc, din tulpina unui mușețel sălbatic și-a făcut săgeată, apoi s-a întors la furnica lui și-a luat încă o dată răgaz cât avea nevoie S-a înarmat cu răbdare și a așteptat cu ochii ațintiți până când furnica s-a făcut tot mai mare și mai mare, umplând tot peretele. Pe urmă și-a luat încetișor arcul și săgeata și a țintit furnica fără să clipească. Bucuros din calea afară a alergat la maestru să-i povestească. De data aceasta, Fei l-a pătut pe umăr și i-a spus înbind. Ce era mai important a învăța singur, Ciceang, de acum trebuie doar să practici zi de zi ceea ce ai descoperit. I-a arătat apoi care este poziția corectă, cum să țină arcul, cum să-l încordeze, cum să țintească și cum să elibereze săgeata. Ciceang Qi a exersat sârguincios alți câțiva ani de zile. În cele din urmă a devenit un tregător cu arcul desăvârșit, așa cum își dorise dintotdeauna. Povestea spune chiar că și-a întrecut maestrul în iscusință. Dar despre asta am să vă povestesc altă dată.